cel mare jucător al Stelei, Ilie Bărbulescu, s-a stins din viață la vârsta de 62 de ani. Colegii din generația câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni îl vor conduce marți pe ultimul drum la cimitirul Sfântul Gheorghe, situat lângă stadionul Trivale. Acum ne întâlnim cu ceilalți colegi și mergem să ducem un ultim omagiu de regretat. Aproape zilnic vorbeam cu el și mai depuneam așa amintiri și da, asta e tragic. A plecat unul din mari fotbaliști care a avut Steaua și Fece Argeșu. Din păcate, uite, acum plec să-i aducem un ultim omagiu lui Ilie. Colegii în apărarea Stelei, Ștefan Iovan și Adrian Bumbescu, au fost luați prin surprindere de dispariția fostului fundaș. Ștefan Iovan și-a oprit cu greu lacrimile înainte de plecarea spre Pitești, unde va depune o coroană de flori. A plecat dintre noi un mare sportiv, un jucător de excepție. Sunt cu Bumbescu, el făcea parte din linia de apărare a Stelei, cred că cea mai bună din istoria fotbalului românesc. Un caracter deosebit, păcat că prea repede, probabil că s-a grăbit să ajungă lângă Neagicu Dobrin, care a fost ca un mentor pentru el. Trupul neînsuflețit al lui Ilie Bărbulescu este depus la Biserica Sfântul Andrei din Pitești. Noi o să ne întâlnim pe 7 mai, ne întâlnim în Trivale la înmormântare. Regretabil, îmi pare nespus de rău. Și sincere condolențe familiei. În campania europeană încununată cu triumful din Cupa Campionilor Europeni, Bărbulescu a evoluat în toate cele 9 partide disputate de militari. Fostul fundaș stâng al Stelei a strâns și 5 apariții în Naționala României. Ne pare nespus de rău. A plecat un prieten adevărat, un om cu un caracter deosebit. Dumnezeu să-l odinească.